Weekendul viitor, între 30 august și 1 septembrie, drobeta Turnul Severin se transformă într-o adevărată cetate medievală, cu prilejul celei de-a 8-a ediție a Festivalului Medieval al Cetății Severinului. Evenimentul organizat de Primăria Municipiului Drobeta Turnul Severin promite 3 zile pline de spectacole, tradiție și divertisment pentru toate vârstele, oferind o incursiune fascinantă în istoria și cultura locală. Weekendul viitor, între 30 august și 1 septembrie, drobeta Turnul Severin va găzdui cea de-a 8-a ediție a Festivalului Medieval al Cetății Severinului, un eveniment mult așteptat care promite să aducă la viață atmosfera medievală a orașului printr-o serie de activități culturale și de divertisment. Organizat de Primăria Municipiului Drobeta Turnul Severin, festivalul va oferi participanților o experiență unică. Pe parcursul celor 3 zile, vizitatorii vor putea să se bucure de muzică medievală interpretată de mai multe formații renumite, să savureze preparate tradiționale la standurile de mâncare și să participe la diverse activități interactive dedicate copiilor și adulților deopotrivă. Județul Mehedinți este renumit și pentru evenimentele unice care sunt găzduite aici, festivaluri organizate. Primarul municipiului Drobeta Turnul Severin, Marius Creciu, este un păstrător de tradiții și își dorește ca acestea să fie păstrate din generație în generație. Un eveniment la care noi ținem foarte mult face parte dintr-o strategie a noastră, a primăriei, a Palatului Cultural pentru atragerea de turiști. După cum bine știți, mai avem și festivalul Dacoroman, am avut seri în cetatea medievală, seri culturale, seri de muzică, în zona centrală avem Severinul Estival. Toate aceste evenimente sunt menite să aducă turiști în Turnul Severin și, slavă Domnului, chiar am avut. Atât în zonele cu muzică, dar au venit și au vizitat și cetatea și Castelul Artelor. Eu cred că împreună cu partea de curățenie, cu partea de iluminat, cu partea de reparație, străzi, toate aceste componente dau o valoare turistică orașului nostru. Îi aștept pe severineni începând de vineri seara. Sunt foarte multe lucruri pe care pot să le vadă. Delia Râmnicianu, managerul Palatului Cultural Teodor Costescu, a subliniat importanța acestui festival pentru comunitatea locală, afirmând că acest eveniment nu doar că ne aduce mai aproape de istoria noastră, dar oferă și o platformă pentru promovarea culturii și tradițiilor locale. Perioada 30 august-1 septembrie 2024, cetatea medievală a Severinului este gazda celui mai frumos festival de reconstituire istorică după cel Dacoroman organizat de Primăria Drobeta Turnul Severin în municipiul nostru. Așteptăm aici mai multe organizații non-guvernamentale, asociații și fundații, dar și oameni care sunt pasionați de colecții medievale, de la arme până la diferite figurine medievale, deoarece expunem ateliere de lucru interactive. Sunt așteptați copii în mod special pentru că pot pleca de aici și cu suveniruri, cu săbii, cu spade de lemn sau din alte materiale moi, butaforice. Organizatorii au pregătit și spectacole speciale de teatru și povești medievale, precum și zone de recreere cu activități creative, toate menite să le ofere copiilor o experiență educativă și distractivă. Astfel, întreaga familie va putea să se bucure de farmecul epocii medievale într-o atmosferă plină de energie și culoare. Toți cei care își doresc să participe la acest festival sunt așteptați cu brațele deschise, organizatorii pregătind o experiență de neuitat menită să celebreze atât istoria cât și cultura locală. Festivalul medieval al cetății Severinului este un prilej ideal de a petrece un sfârșit de săptămână alături de familie și prieteni, într-o atmosferă autentică și plină de viață.